Hai mă, tu morții mă, tu. A, era Rec. Bună, sunt Spiritescu Mihaela și vreau să te învăț să te relaxezi în trafic. Nu-i așa că petrecem cu orele în șir în trafic? Ei bine, vreau să te învăț să folosești acest timp pentru iluminare și să te învăț să meditezi și să te relaxezi la fiecare semafor, la fiecare trafic. Vreau să te învăț să te relaxezi și să spui după mine. Inspir, mi se rupe, expir, dă băule semnal. Inspir, mi se rupe, expir, hai bă, treci nesimțitule. Inspir, expir, altă Și nu uita, cumpărăm cartea. Acum, în acest timp, care este foarte lung, aș vrea să... Se pare că viața este plină de neprevăzut și intervin situații neprevăzute. Important este cum facem față acestor provocări zilnice. Așa că luăm cheia și facem amiabila și reacționăm cum ar reacționa orice om evoluat. Ce m***a te are? Nu ai văzut? Nu ți-a stradă, tu m***a-te! După ce mi-am dat toată energia negativă pe acest om vinovat în morții lui pentru că a intrat acum face parte din morții, după cum am zis, ne relaxăm din nou, așteptăm să vină cu undale, dar nu putem pentru că a venit poliția între timp. Iarăși trebuie să ne relaxăm. Bună ziua. Bună ziua. Agent Mureșan de la Poliția Rutieră. Actele noastre, vă rog. Poftiți. Da. Știți de ce v-am oprit? Nimic nu este la voia întâmplării. Păi da, nu la voia întâmplării v-am oprit. La voia domnului pe care l-ați bătut 200 de metri mai în spate. De ce a fost bătut omul ăla? Ah, de soartă. Doamna dumneavoastră l-ați bătut pe omul ăla? Tot dumneavoastră ați fost de vină pentru accident. Mulțumesc că mă considerați divină, dar adevărul că e că doar încerc. Da, doar încerc te-ai învârtit până ai intrat pe contrasens și l-ai lovit cu mașina. Nu există sens greșit în viață, ci doar sensul firesc al lucrurilor. Doamnă, lăsați-mă cu sensul. Sunteți conștientă că pentru ce ați făcut riscați dosar penal și cel puțin 2000 de lei amendă? De unde morții mătii? Crezi că poți să-mi plătesc amenda? Tu știi cât nu-mi cumpără cartea? Simțirea este un lucru... Hai odată în p***ătii! Da. Vă rog să-mi deschizi pe bagajul, că pare suspectă. Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Sau în cazul meu, bate și te va opri poliția. Doamnă, aveți un om în portbagaj. Ce caută domnul ăla în portbagaj legat la mâini și la picioare acolo? Este ultimul agent de poliție care a încercat să mă oprească. Ca să scăpați doar cu dosar penal, o să am nevoie să-i dați drumul domnului să le liberați, pentru că altfel intrați la sechestrare de persoane. Domnule polițist, nu-i așa că ești stresat din cauza jobului? Eu am o soluție pentru dumneavoastră. Parchează-mi odată! Am o soluție pentru dumneavoastră, cum să fii relaxat, să-mi cumper cartea și să vii la seminarul meu. Cum să scăp de griji și de bani. Doriți? Ce-i asta, doamnă? Dar de ce aveți un cont bancar aici scris pe prima pagină? Este contul meu bancar în care puteți să-mi virați banii pe cartea mea care costă 80 de lei, seminarul meu 4.000 de lei, minus amenda 2.000, aveți să-mi dați 2.080 de lei. Ia-ți, doamnă, cartea înapoi, că nu așa funcționează, nu se amestecă treburile. Nu, asta de plătit amenda și asta e. Mă să-ți cu amenda. Foarte trist. Vedeți? Este uimitor cum unii acceptă să doarmă la mine în portbagaj în loc să-mi citească cartea. Așa că nu uitați, dragii mei, citiți-mi cartea. Hai, știu că poți. Fă-tu, cum nu... Mica!
Hai încă o dată. Da? Și